Atenție la cumpărăturile online în perioada sărbătorilor pascale. Chiar dacă internetul abunde de oferte care mai de care mai atractive, comisarii de la Protecția Consumatorului Sălaș ne atenționează să fim atenți la aceste oferte, deoarece ele pot fi înșelătoare de cele mai multe ori. Cumpărăturile online au devenit preferatele românilor, cărora nu le place să umble prin magazine sau nu au timp să facă asta, însă în mulțimea de magazine virtuale există unele care aparțin unor firme mai puțin serioase. La acestea ne îndeamnă specialiștii să fim atenți. În cadrul comerțului online, recomandăm consumatorilor de pe raza județului Sălaș să contacteze comerciantul, prin telefon, să observe dacă site-ul corespunde uh, uh, și datele comerciantului corespunde cu cele indicate pe site, iar în contractul de comercializare online uh, să fie stipulat și dreptul de denunțare unilaterală a contractului. Pentru că uh, consumatorul în... Uh, Odată ce au intrat în posesia uh, produsului comandat online, în termen de 14 zile, are dreptul de a-l returna, fără uh, a fi uh, indicat vreun motiv anume. În cazul returnării produsului, uh, consumatorul își poate primi suma de la, de la comerciant în termen tot de 14 zile de la primirea produsului și intrarea efectivă în posesia produsului. De asemenea, vreau să fac uh, uh, o specificație. Profesion, uh, profesionistul, deci comerciantul, rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată. Deci, uh, uh, mare atenție la uh, comerț online, cum, în ce condiții, și uh, achiziționăm un produs și dacă acel produs uh, corespunde așteptărilor noastre. Cei care au ghinionul să comande produse de pe site-uri, iar produsul primit nu este similar celui comandat, se poate adresa la sediul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, situat în municipiul Zalău, Piața Unirii, numărul 20, zilnic între orele 8.16.30, luni, marți, joi, în ziua de miercuri. Programul de preluare a reclamațiilor la ghișeul unității este 8.18.30.